Bună seara, vă spun din nou la emisiunea Teologia în Actualitate. În seara aceasta aș începe cu cuvintele psalmistului în psalmul 8, care spune astfel: ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? L-ai făcut cu puțin mai pe jos decât Dumnezeu, l-ai încununat cu slavă și cu cinste. Tema noastră din seara aceasta este despre om, omul contemporan, o reflecție a condiției omului contemporan în lumina antropologiei biblice. Invitat în emisiune este Costel Ioancă, este pastor la Biserica Adonai. Bună seara, bine ai venit! Este implicat, profesor asociat la Institutul Teologic Baptist din București și mă bucur să putem discuta despre una dintre preocupările pe care le-ai avut în studiile de doctorat, și anume omul. Și aș vrea să încep cu o întrebare personală. Cum de te-ai aplecat spre această temă? Una dintre teme, că celălalt doctorat a fost pe predicare, dar al doilea în filozofie a fost despre om. În primul rând, mulțumesc pentru invitație. Este o bucurie să fiu din nou aici. Da, m-am orientat spre tema asta a antropologiei filozofice pentru că am avut întotdeauna o sensibilitate față de semeni, față de oameni, probabil și datorită inimii pastorale pe care Dumnezeu prin harul lui mi-a dat-o, și am observat, tot citind din diverse zone ale filozofiei, în momentul în care mă gândeam să fac un doctorat în filozofie, am cercetat diverse ramuri ale filozofiei și când am văzut în zona aceasta antropologiei filozofice ce se întâmplă, cumva, care sunt ultimele trenduri, efectiv am spus aici trebuie să intervin, să citesc ce se întâmplă. De ce? Pentru că trăim într-o perioadă în care, din cauza evoluției fulminante a tehnologiei și a posibilităților omului de devenire, de dezvoltare spre alte lucruri, spre ceea ce se numește post-om sau spre o nouă eră de existență, spre post-umanitate, atunci am spus trebuie să înțeleg fenomenul și trebuie să vin cu câteva teze, cu câteva idei teologice pe de o parte, dar evident și filozofice, astfel încât să apărăm sacralitatea vieții, pentru că aici se reduce totul. Deci am văzut că discuțiile contemporane îl prezintă pe om într-un mod foarte banal și practic poți să faci cam orice vrei cu omul. Ori am spus că nu se poate chiar așa. Și asta a fost cercetarea mea, un fel de abordare, de răspuns filozofic și teologic la provocarea aceasta a gândirii postumane. Deci, cumva, o încercare de a reinventa conceptul umanității în prezent. Da, da, de a reinventa, de a reafirma și de a răspunde, până la urmă, la pretențiile acestea de tip materialist, excesiv, exclusiv, mai bine spus, materialist, ale filozofiei postumane. Am folosit cuvântul antropologie și aș vrea să discutăm puțin ce înseamnă, de fapt, antropologia. Da. Păi așa, după cum îi spune numele, este un cuvânt compus din două alte cuvinte, antropos și logia sau logia, adică știința despre om. Modul în care studiem omul, iar când vorbim despre antropologie biblică, ne referim la perspectiva Bibliei cu privire la om. Ce este omul, care este originea lui, care este scopul lui, care este mandatul lui, menirea lui, și așa mai departe. Deci, practic, cam toate fațetele pe care poți întoarce acest subiect cu privire la om, la realitatea lui și la scopurile lui, are de-a face cu antropologia. Pe noi ce ne interesează în mod special, evident, este o antropologie biblică, pentru că pot fi și alte tipuri de antropologie, cum am spus, o antropologie filozofică, o antropologie lingvistică, de exemplu, care studiază omul din punctul de vedere al limbajului, partea aceasta de etnografie și sociologie, care studiază modul în care omul se relaționează în societate și în special cu obiceiurile și tradițiile pe care el le are. Deci sunt multe unghiuri din care poate să fie studiat omul, dar cred că noi creștinii avem acest atu al revelației, avem Biblia,
care ne ajută să venim să spunem ceva cu sens referitor la om și mai ales un lucru valabil oricând, că aici este marea bătălie. Se schimbă definiția omului în vremea noastră? Ar trebui să renunțăm la ceea ce ne spune Biblia despre om sau nu? Eu zic că nu. Deci rezistăm acestui trend de reinventare a conceptului de om și îl ducem spre ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat în Sfânta Scriptură și așa modul în care Dumnezeu l-a creat și l-a prezentat. Care ar fi câteva adevăruri fundamentale despre om, învățătura aceasta despre om, dintr-o perspectivă biblică, evanghelică, ce credem noi despre om? În primul rând, contează să stabilim care este originea omului. Că plecăm de la un fapt, că existăm și că oamenii există. Avem vreo 7 miliarde, cel puțin, actualmente. Așa că trebuie să explicăm originea lui. Ori noi știm că sunt diverse ipoteze cu privire la originea omului. Una dintre cele mai celebre este cea evoluționistă, cum că omul ar fi evoluat. Alții spun că niște extraterestri, suntem experimentul unor extraterestri, tot felul de păreri. Ei bine, Biblia spune că omul este creat de Dumnezeu. Deci, originea lui este în libera voința lui Dumnezeu și în planul lui Dumnezeu de a-l crea pe om. Apoi, un alt lucru foarte important pe lângă originea lui. Biblia stabilește că omul este creat într-un mod special, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Aici este o discuție mai amplă, sigur, ce înseamnă că este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, dar cu siguranță nu este redus la nivelul materiei și la nivelul creației în general. El a fost creat de Dumnezeu cu un mandat de a stăpâni pământul, deci de a fi coregent, cum spunem noi, cu Dumnezeu peste lumea aceasta, deci peste creație. De asemenea, vedem că omul trebuie să asculte de Dumnezeu, să reflecte gloria lui Dumnezeu pe pământ, deci trebuie să trăiască pentru gloria lui Dumnezeu și viața omului este o viață caracterizată de o demnitate unică, datorită faptului că el este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și de aici, din demnitatea aceasta unică pe care omul o are, decurg o serie de implicații foarte clare vis-a-vis de sacralitatea vieții, deci se interzice crima sub orice formă ar fi ea, vis-a-vis de aspecte de genul acesta care țin de bioetică, și cât de mult poți interveni în alterarea constituției umane la nivel fizic, în primul rând, deci ce experimente putem să facem pe corpul uman, vezi aici clonare și alte subiecte complicate de genul acesta, ce experimente putem să facem la nivel psihic, deci sufletesc, că asta înseamnă de acolo vine psihologia, de la psihe, de la suflet. Și aici vezi toată neurofarmacologia și modul în care medicamentele pot cu o pastiluță să reglezi tot felul de stări emoționale ale omului. Unii vor să găsească pastile și pentru vină, să nu se mai simtă omul vinovat când are mustrări de conștiință să-i dai o pastilă și l-ai rezolvat. Deci, practic, Biblia îl plasează pe om într-o categorie specială, ceea ce noi numim în teologie coroana creațiunii lui Dumnezeu, responsabil față de Dumnezeu, cu o viață caracterizată de demnitate și poate aici mai merita să spun, foarte important, Biblia susține și responsabilitatea omului. Tocmai fiindcă el a fost creat cu niște trăsături pe care însuși Dumnezeu le are, precum voință, gândire, sentimente, și acestea sunt niște elemente care țin de chipul lui Dumnezeu în om, omul nu poate trăi oricum. De exemplu, omul nu poate trăi ca un animal care nu are conștiință de sine și nu poți să-l acuzi de ce a mâncat porumbul vecinului și a intrat acolo. Tu dacă intri în grădina vecinului și iei porumbul, ești responsabil. Dacă a intrat văcuța unui om de la țară, nu este responsabil. E responsabil stăpânul. Exact. Ei, aici este foarte important când vorbim de responsabilitatea omului în fața Creatorului. Deci, iată, tema asta, antropologie, este o temă extrem de complexă, care se deschide așa ca o pânză de păianjen și acoperă cam toate domeniile de reflecție, modul în care ne gândim la Dumnezeu și ne raportăm la Dumnezeu. Ține de modul în care te înțelegi pe tine ca om.
cum ne raportăm unii la alții, în special în societate, ce reguli stabilim în societate, cum decidem, cum ne organizăm, cum funcționăm, cum îi tratăm pe cei slabi, pe cei bătrâni, pe copii, pe cei nenăscuți. Toate problemele, iată, cum ne raportăm la tehnologie și la viitorul tehnologiei și chiar aș spune cum ne raportăm la planetă ca întreg, pentru că ne putem gândi și la relația omului cu natura, cu mediul, chiar se numește în filozofie acum că noi trăim în era antropocenului, adică era în care omul are o influență foarte puternică asupra mediului și modelează, deci cumva decidem ce facem cu lumea asta, o mai ținem sau o distrugem. De asta sunt toate dezbaterile acestea vis-a-vis de încălzirea globală și summit-uri pe chestiuni legate de climă. Deci omul practic atinge cam tot ceea ce există. De asta este foarte important să stabilim ce credem despre om, ce înțelegem, cum îl vedem, pentru că în funcție de cum vezi omul, decurg toate celelalte implicații despre care spuneam. Interesant, demnitatea umană și responsabilitatea ca și aspecte inerente ființei umane nu sunt atribuite nici de către stat. Statul nu trebuie să ne recunoască demnitate, adică trebuie să ne o recunoască, dar nu ne-o atribuie. Noi nu primim demnitate de la cineva. Noi avem prin creație și foarte frumos cum a precizat aspectul acesta. Da, și asta mai ales arată că trebuie să ne pronunțăm clar în privința oricărei discriminări. Deci demnitatea aceasta umană nu ține de niciun alt factor, nu numai că nu ne-o atribuie statul, e foarte corect ce ați spus, dar nici măcar nu există diferențe calitative între oameni în funcție de zona geografică în care se află, de rasă, etnicitate, de educație, de posibilitățile financiare, de statut și așa mai departe. Deci nu există oameni mai oameni decât alții. Deci toți oamenii de pe pământ sunt la fel de oameni prin prisma creației. Deci, fiind inclusiv omul nenăscut, și aici noi avem o poziție foarte clară vis-a-vis de problematica avortului, și noi credem că omul nenăscut, deci persoana nenăscută care încă se află în pântecele mamei, are în virtutea potențialității sale, a ceea ce se poate dezvolta în momentul în care se naște, are aceeași demnitate ca o persoană născută și trebuie să-i respectăm aceeași demnitate. Deci egalitatea este înrădăcinată cumva în concepția demnității umane și responsabilității și egalitatea în fața lui Dumnezeu și egalitatea față unii față de alții. Dar ce-l face pe om, deja ai amintit, ce-l face pe om special față de celelalte ființe pe care Dumnezeu le-a creat? Lumea animală sau universul? Sigur, avem această afirmație programatică din Geneza, capitolul 1, versetele 26 și 27, arhii cunoscute, acolo unde se descrie foarte succint, fără detalii foarte multe pentru cei curioși de investigații științifice, nu o să este scopul cărții Geneza, se descrie modul în care Dumnezeu a creat universul și lumea. Și la un moment dat, acolo în sfatul divin se spune să facem om după chipul și asemănarea noastră. Și apoi spune Domnul a făcut om după chipul și asemănarea lui, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Ei bine, în momentul în care se spune acest lucru, îl găsim doar în dreptul omului. Dumnezeu spune că a făcut păsările cerului, peștii mării, animalele pământului, alte viețuitoare, inclusiv ne vorbește despre lumea angelică, cum a fost creată, dar doar despre om se spune că a fost creat după chipul și asemănarea lui. Ori asta în mod clar arată că el diferă și sunt câteva aspecte ce s-ar înțelege poate aici prin acest chip și asemănare, de unde și decurge demnitatea despre care noi am venit. Nu o să intru în detalii, în teologie există dezbateri dacă acești termeni chip și asemănare sunt identici și se referă la același lucru sau dacă se referă la lucruri diferite, unii spun că așa, alții spun că altfel. Modul în care eu înțeleg este că ei se folosesc mai degrabă interschimbabil, nu descrie lucruri diverse, dar omul are câteva elemente. Are conștiință de sine. Deci este foarte important, este în teoria legată de personalism,
conștiința de sine este nucleul de bază. Faptul că eu mă pot obiectiviza, că eu cumva pot să ies în afara mea, să mă uit la mine, că stau acum pe scaun, așa, cu imaginația, evident, nu altfel, și mă cunosc, știu cine sunt, știu de unde vin, am amintiri legate de trecut, pot prospecta cu privire la viitor, îmi fac planuri, visez. Deci faptul că avem conștiință de noi este un aspect care ține de calitatea specială a ființelor umane descrisă în Scriptură și chiar și în filozofie se recunoaște, deci în filozofia minții se recunoaște faptul că omul are aceste trăsături speciale față de alte ființe. Apoi, capacitatea de a discerne, deci conștiința de a discerne între bine și rău, deci acest liber arbitru, și de a decide, de a opta pentru ceva, alegerea, capacitatea, deci libertatea de a alege să fac X sau să fac Y. Asta iarăși este un lucru pe care, de exemplu, animalele nu-l au. Animalele sunt motivate de instinct. Dacă le este foame și au văzut acolo iarba, animalul s-a dus și a mâncat. Nu spune, stai un pic că sunt la cură, nu am voie să mănânc iarba asta că mă îngraș, o să mănânc mai târziu. Deci nu poate să facă astfel de raționamente pentru că le lipsește rațiunea. Au un nivel bazal în care, sigur, creierul lor operează cu niște elemente ca să se poată adapta mediului în care trăiesc, dar le lipsește rațiunea, le lipsește conștiința de sine, le lipsește liberul arbitru, le lipsește posibilitatea aceasta de alegere, ori toate aceste aspecte însumate, plus relaționarea foarte important, pentru că una din teoriile care explică ce înseamnă chipul lui Dumnezeu în om este așa numită teorie relațională, mai este alta care se numește structurală și funcțională, sunt vreo trei teorii majore, dar această teorie relațională, și cum spunea cineva foarte interesant, chipul lui Dumnezeu se găsește în expresia sau în relația dintre eu și tu. Deci faptul că noi putem să avem o relație altfel decât una neutră, ca și cu un obiect. Deci, într-un fel, am o relație cu un scaun, știu, domnule, dar nu este acea reciprocitate care există în întâlnirea asta dintre ființele umane. Deci, cumva, eu să mă regăsesc în tine, tu să te regăsești în mine, eu să te completez pe tine, tu să mă completezi pe mine. Deci, existența mea cumva depinde de tine și este completată, este hrănită de tine și invers. Ori noi știm că Dumnezeu este Sfântă Treime, este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, relații perfecte. Nu-i așa dacă citim Ioan 17, ne se vorbește despre relațiile de acolo. Și sunt unii care spun că această asemănare cu Dumnezeu rezidă în special în posibilitatea noastră ca oameni de a ne relaționa unii cu alții și cu Dumnezeu la fel, asemănător, deși nu identic, modul în care Dumnezeu se relaționează în sine, în Sfânta Treime. Deci, conștiența de sine ar fi un aspect, elementul de discernământ, decizie. Da, rațiunea care ține, deci, da, de asta Aristotel, de exemplu, numea pe om un animal rațional. Deci, animal nu în sensul negativ, ci gândindu-se la faptul că împărtășește la nivel anatomic și funcțional multe elemente cu lumea animală, dar are rațiunea care îl ridică deasupra regnului animal. Da, deci conștiința de sine, discernământul, rațiunea și, cum am spus, responsabilitatea. Deci, faptul că este responsabil înaintea lui Dumnezeu și personalitatea, că este o persoană. Foarte important, animalele nu sunt persoane. Noi suntem persoane și a fi o persoană este altceva decât a fi un individ. Deci este o diferență. Între individualitate și personalitate. Deci a fi individ înseamnă să fii unul dintre mai mulți. Noi suntem și indivizi. Eu sunt individ, dumneavoastră sunteți un individ, suntem și indivizi, dar suntem mai mult decât indivizi. A fi persoană înseamnă să fii de neînlocuit. Individul poate fi înlocuit, da? Dacă ai un bax cu sticle de lapte, poți să scoți pe una, să pui alta, nicio problemă. Dar nimeni nu mai este Costel în lume, ca mine. Sau ca dumneavoastră, sau ca oricine altcineva. Deci individualitatea se referă mai mult la aspectul
cantitativ, exact. Iar personalitatea ne duce spre aspectul calitativ, la aspectul naturii umane specific, e corect? Sau? Da, da, este specific al naturii umane, dar al unui mod unic de, a, de a-ți exercita natura asta umană. Și asta înseamnă că practic nimeni nu are trăirile mele, nimeni nu are trecutul meu, nimeni nu are, nu poate să fie, nu are sufletul meu. De asta spun, deși natura umană este împărtășită, toți o împărtășim, există ceva unic pentru fiecare ființă umană în parte, de aceea nu poți omorâ. Și asta este personalitatea. Exact. Exact. Modul în care natura umană se devine personalizată în ființa fiecăruia. Exact, foarte corect. Deci să nu se înțeleagă personalitate teoriile astea psihologice, că ești coleric, că ești sangvin, că ești... Că așa sunt mai mulți cu tipuri asemănătoare de personalitate, nu? Mm. Mai mulți colerici. Nu asta înseamnă când spun personalitate, ci personalitate înseamnă modul unic de a fi al meu. Ca persoană, modul în care eu mă conștientizez pe mine, modul în care iau decizii, modul în care suport efectele deciziilor mele, modul în care mă gândesc la viitor, planul lui Dumnezeu pentru mine și așa mai departe. Deci sunt moduri unice în care există fiecare om de pe acest pământ. O expresie în mod unic a ceea ce Dumnezeu a pus în fiecare dintre noi. Exact. Dar sub aspectul dimensiunii morale, că tot am discutat lumea înconjurătoare, creația lui Dumnezeu și ființa umană, și am spus ce este specific ființei umane, dar sub aspect moral, am vorbit de lumea animală, cum stăm aici în această dimensiune morală? Ei, aici este foarte important pentru că moralitatea are o legătură foarte strânsă cu responsabilitatea. Deci, și sunt unii care, de exemplu, resping ideea că noi am fi ființe morale în virtutea creației. Deci că Dumnezeu ne-a creat, ne-a dat o conștiință, distingem binele de rău, optăm pentru ceva și atunci noi suntem responsabili pentru ce facem. De aceea Dumnezeu, fiindcă El este moral, Dumnezeu ne cheamă și pe noi, ca ființe create de El, să fim și noi morali. Deci asta este înțelegerea noastră. Moralitatea este un dat care ține de chipul lui Dumnezeu în noi, de conștiința pe care o avem și în funcție de cum alegem să ascultăm de Dumnezeu sau nu, vom răspunde. Ca să iasă din schema asta de a explica lucrurile, sunt oameni care au venit cu tot felul de teorii, fie pe linie filozofică, fie pe linie evoluționistă, și au spus că, de fapt, moralitatea este un construct social. Adică, ce înseamnă asta? Dom'le, noi am stabilit. Noi stabilim ce este bine și ce este rău. Și atunci, ce este bine pentru unii nu este bine pentru alții, ce este bine într-o generație nu mai este bine în alta. Și de aici se ajunge la un relativism moral care ne spune nouă că anumite decizii sunt mereu provizorii. Nu ar trebui să spunem, dom'le, asta e bine întotdeauna și acest lucru e rău întotdeauna. Dar aici apar niște probleme. Pentru că, și aici sunt foarte interesante niște studii antropologice care arată că inclusiv în cele mai sălbatice triburi din lume, unde se practică inclusiv canibalismul, până și acolo sunt niște reguli. Deci nu poți omorâ oricum. Deci, adică îl mănânci, dar trebuie să ai grijă cum. Da, când, cum. Deci sunt niște reguli care țin de o înțelegere evident foarte rudimentară a unei ceva special. Noi spunem sacralitate, nu știu cum îl numesc, dar este un ceva special legat de viață. Apoi, chestiunea legată de familie. Deci, în toate generațiile și peste tot, părinții au grijă de copii și îi cresc și îi hrănesc și nu îi abandonează. Iarăși, e ceva ce nu poți explica. Deci, există o universalitate vis-a-vis de concepția binelui și a răului, fără să fie influențe educative. Uh-huh. Să zici, domnule, cineva a mers, a făcut evangelizare, misionari au mers. Deci, până să vină ei, există un nivel de bază împărtășit de toată rasa umană, care ne arată nouă că, totuși, impulsul moral nu este un construct social, nu este dat de unii sau de alții, ci este în noi, în natura noastră, în virtutea creației. Asta unul la mână. Și a doua chestiune legată de moralitate și modul în care unii vor să o redefinească, este însuși conceptul
de moralitate. Deci binele în sine și răul nu pot avea valoare dacă ele sunt doar construite social, pentru că să poți să construiești ceva, trebuie mai întâi să ai ideea acelui ceva. Asta e un pic mai filozofic ce spun, dar are sens și chestiunea asta. Deci, degeaba spunem noi doi că e bine să avem Biblia pe masă, dacă noi, niciunul dintre noi n-ar avea ideea de bine. Uh-huh. Ori ideea de bine nu poate veni decât dintr-o lume a ideilor, adică dintr-un spațiu spiritual, supranatural, metafizic, cum se numește, adică de la Dumnezeu. Și iarăși ideea asta este pusă în noi. Faptul că unii o definesc, o redefinesc, o relativizează, astea sunt alte discuții. Dar generalitatea moralității, aspectul general, deci, și însă și ideea de bine, asta este ceva ce nu poți explica pur și simplu pe bazele acestea umaniste, așa cum încearcă unii să explice. Am vorbit despre om care este creat de către Dumnezeu ca ființă unică. Chipul lui Dumnezeu este acea sintagma unicității omului. Da, da. Și mai mult decât atât. Deci asta este doar de asta spun, chipul lui Dumnezeu în om este un aspect extrem de complex. Ține pe de o parte de structura lui. Deci structura psihosocială, faptul că avem rațiune, sentimente, voință. Ține de unicitatea lui, că nimeni nu este persoană ca și el. Ține de funcționalitatea lui, de mandatul pe care îl are, faptul că el este chemat să reflecte gloria lui Dumnezeu în această lume, și ține de capacitatea lui de a se relaționa unii cu alții și la Dumnezeu. De asta, deci, chipul lui Dumnezeu este un concept foarte larg, care are multe fațete. În istoria umanității, Biblia ne spune că omul nu mai este ca la început. El s-a îndepărtat de Dumnezeu și pierderea acestei legături de ascultare și rămânere în relație de ascultare cu Dumnezeu a afectat ființa umană și a afectat întreg universul. Ce s-a schimbat după căderea omului în păcat? Ei, aici este o discuție foarte dificilă, pentru că noi cunoaștem că în grădina Eden, conform Geneza capitolul 3, s-a întâmplat ceva catastrofal la nivelul universului, dar și la nivelul universului uman. Și atunci unii spun că s-a pierdut de tot chipul lui Dumnezeu în om, dar dacă ne gândim la faptul că Dumnezeu încă îl consideră pe omul căzut responsabil, și avem texte în privința aceasta, inclusiv în Epistola Apostolului Pavel către Romani, unde ni se arată că ceea ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, și asta se referă după cădere, este descoperit în ei, deci în conștiința omului, și că omul se îndreaptă spre judecată, asta ne arată nouă că a rămas în om această capacitate de a discerne între bine și rău. Încă a rămas în om unicitatea lui, pentru că vedem că după cădere în Geneza 5:2 se vorbește din nou despre chipul lui Dumnezeu în om, și în Geneza 9:6 se interzice uciderea, nu înainte de cădere, ci după cădere. Deci asta este o dovadă în plus că a rămas chipul lui Dumnezeu în om, dar totuși s-a întâmplat ceva. Dacă ne gândim la Roman 3:23, spune că toți au păcătuit, vest căderea, da, trimiterea la cădere, și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu sau de gloria lui Dumnezeu. Ei, asta pe de o parte înseamnă că sunt lipsiți în sensul că nu vor mai ajunge în ceruri dacă nu are loc pocăința, regenerarea spirituală, dar mai are și sensul că și toți au păcătuit și prin urmare ei trăiesc cu un chip care nu mai reflectă gloria lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, are loc o alterare a chipului lui Dumnezeu în om, ca și cum am spune foarte simplu, așa, ca și cum s-ar strica o mașină și nu mai funcționează la fel. Deci ea încă are motorul, încă are toate acele componente, dar ele nu mai funcționează cum trebuie. Ei, la fel, noi avem, din punct de vedere structural, și nu mă refer la nivel fizic, doar ci la nivel spiritual, sufletesc, avem acele elemente cu care Dumnezeu l-a creat pe om în grădina Edenului, dar ele sunt afectate de păcat în tot ce suntem noi, adică gândirea noastră afectată de păcat, sentimentele,
voința, modul în care luăm decizii, modul în care ne stabilim priorități. Deci toate aceste lucruri sunt atinse, deci undeva în ființa omului au fost atinse de păcat și atunci noi am rămas cu tot ceea ce Dumnezeu a pus în noi când ne-a creat, dar ele sunt contaminate, să spun așa, și implicit nu mai funcționează corect spre gloria lui Dumnezeu, reflectând gloria lui Dumnezeu, ci funcționează mai degrabă reflectând gloria noastră sau făcând voia celui rău, spune cuvântul lui Dumnezeu. Rațiunea noastră a fost afectată de păcat, voința, tot sentimentele, tot ceea ce suntem noi a fost afectat de păcat și astfel omul nu mai arată cum a fost la început. Răscumpărarea omului sau readucerea omului la starea inițială, cum are loc? Deci aici trebuie să ne gândim la depravarea totală. Deci este un termen care face istorie, așa să zic, în lumea teologiei. Și este important să subliniem. Deci în urma căderii, chipul lui Dumnezeu, un om a fost depravat total, dar unii înțeleg greșit ce înseamnă depravarea totală. Unii înțeleg că depravarea totală înseamnă că tot ce este omul în toate compartimentele lui a fost stricat atât de mult cât se putea strica, adică total. Nu asta înseamnă depravarea totală. Că asta înseamnă să nu mai avem rațiune deloc, să nu mai avem voință deloc, să nu mai avem conștiință deloc. Nu, depravarea totală înseamnă că a fost afectat tot ce suntem noi. N-a rămas nimic neatins de păcat, dar nu atât de mult cât putea fi afectat, adică până la capăt, astfel încât noi să fim un fel de zombii umblători și să nu mai putem funcționa deloc ca oameni. Deci, deși tot ce suntem, cum spune David, căci în păcat m-a zămislit mama mea, deci ne-am născut în păcat, din cap până în picioare, totul este afectat de păcat, că atunci când intri într-un ocean și te-ai scufundat și nu-ți mai rămâne nimic neatins de apă, dar nu înseamnă că aceste capacități pe care Dumnezeu le-a pus în noi sunt total afectate. De asta Dumnezeu spune că până și cei răi sunt în stare să mai facă bine celor din jur. Noi trebuie să-i facem mai mult decât ei, că există un minim de moralitate până la urmă pe care și cei din jurul nostru îl urmează. Cum ar fi, de exemplu, legiuitorii. Ni se spune că Dumnezeu pune sabia. De ce pune sabia în mâna lor? Ca să pedepsească pe cei ce fac răul și să răsplătească pe cei ce fac binele, să administreze dreptatea. Și aici vorbim de oameni care sunt neregenerați, deci nu se pune condiție că ei să fie mântuiți. Concluzia este următoarea. Depravarea este una totală, dar nu înseamnă o dispariție a omului, într-un fel. Deci moartea spirituală a omului, că spune Efeseni capitolul 2 că noi eram morți în greșelile și în păcatele noastre, nu înseamnă că omul nu mai funcționează, nu mai poate să audă, să răspundă, să simtă, să... El face toate astea, le face fiind influențat de păcat și atunci toate deciziile lui, cum spune cuvântul, ar fi îndreptate doar spre rău și aici mă îndrept spre întrebarea pe care mi-ați spus-o, cum are loc răscumpărarea. Deci dacă Duhul lui Dumnezeu nu ar veni să lucreze și să ne asiste, și de asta îi spune Duh, pentru că este spirit și acționează la nivelul spiritului uman, da? Deci undeva în forul sufletesc al nostru, și aici e o altă discuție, că dacă există trei componente în om, trup, spirit și duh, suflet, pardon, sau dacă există doar două. E o altă discuție care are merită poate dusă, dar vine Duhul lui Dumnezeu și ce face Duhul lui Dumnezeu este să folosească acel potențial care este în noi, deci cum ar fi posibilitatea mea de a auzi Evanghelia, posibilitatea mea de a înțelege un mesaj, de a răspunde, de a lua o decizie. Și toate aceste posibilități există, dar ele fiind afectate de păcat, cum spune Roman capitolul 2, toate căile omului sunt spre rău. Nu este niciunul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Și așa mai departe. Deci, ele sunt acolo, dar fără Duhul lui Dumnezeu, păcatul m-ar face să resping Evanghelia. Și asta se întâmplă cu omul de fiecare dată până când Duhul lui Dumnezeu vine atunci când este predicată Evanghelia și îl convinge pe om
și îi dă această posibilitate să răspundă pozitiv și să creadă în jertfa Domnului Iisus. Și atunci ce se întâmplă acolo este o lucrare supranaturală pe care eu am reflectat mult la chestiunea asta, așa, strict din punct de vedere antropologic, de curiozitate, să văd cam ce se întâmplă când un om este născut din nou. Dar oricât m-aș gândi, nu am cum să-mi dau seama ce se întâmplă, dar știm ce se întâmplă în sensul că apare un om nou. Ei, acest om nou care apare, spune cuvântul lui Dumnezeu că este din sămânța lui Dumnezeu. Deci, suntem născuți din Dumnezeu, cum spune Ioan capitolul 1, că ce este născut din carne este carne și ce este născut din Dumnezeu este Dumnezeu. Ori, această naștere din Dumnezeu nu aduce noi, să zic, la nivel structural, indiferent că împarți sufletul și îl separ de duh sau nu îl separ, dar nu aduce la nivel structural lucruri care nu erau, că nu avem astfel de elemente, ci mai degrabă, printr-o lucrare tainică, supranaturală, are loc o reabilitare, o unire a noastră cu Hristos în omul cel nou și suntem cumva uniți în Hristos, într-un nou Adam, la fel cum am moștenit de la vechiul Adam toată partea asta coruptă la nivelul sufletului nostru, ajungem să împărtășim cu Hristos lucruri care nu sunt corupte. Deci în omul nou, noi nu păcătuim în omul cel nou. Nu avem cum să păcătuim, pentru că nici nu poate să păcătuiască, spune 1 Ioan. Pentru că omul cel nou este unit cu Hristos, iar destinul lui este să se înnoiască mereu după chipul lui Hristos și într-o zi va fi ca el. Noi, ca oameni, păcătuim. Pentru că natura veche este acolo. Firea veche este acolo și până când vom muri, vom păcătui. Dar strict, ceea ce Dumnezeu a pus în noi, acel om nou care a luat naștere, el crește și continuă să se înnoiască și cu el vom merge în eternitate. Și acel om nou, acea natură nouă, nu poate să păcătuiască tocmai pentru că este nouă și face parte din veacul cel nou pe care Domnul l-a inaugurat și îl va instaura pe deplin la a doua sa venire. Dacă prima creație ne-a dus chipul lui Dumnezeu în om, a doua creație l-a restaurat, a readus în om, nu un nou chip, nu a reinventat chipul, ci a restaurat chipul, dacă înțeleg bine, și aceasta printr-o lucrare supranaturală și spirituală. Nu ați amintit nimic despre educație. Educația contribuie la restaurarea omului? Pentru că unii merg pe ideea, da, sunt oameni care nu sunt atât de educați, din pricina aceasta acționează cum acționează subuman, spun unii. Da. Educația, eu susțin educația, întotdeauna am prețuit educația și pot să văd cum educația, că vorbim de dezvoltare tehnologică, de medicină, de alte domenii, a dus la îmbunătățirea calității vieții umane și a pus diplomația, de exemplu, a pus capăt războaielor, altfel se rezolvă lucrurile, nu neapărat pui mâna pe topor și te duci să te bați cu vecinul. Deci, cred că educația are un rol foarte important, dar educația nu poate să creeze un om nou. Deci, are limitele ei. Educația este o jucărie, să zic așa, între ghilimele, pe care o putem folosi noi oamenii, dar noi oamenii toți suntem într-un lac. Și oricât ne-am prinde cu mâna de cap să ne scoatem de acolo de unii singuri, nu putem. Avem nevoie de o mână din exterior. Și această mână din exterior este harul lui Dumnezeu, cum spuneam, este lucrarea lui Hristos. De aceea, fără Evanghelie și fără lucrarea lui Hristos, chiar unii oameni foarte educați pot să ajungă și să susțină lucruri animalice sau sub demnitatea umană. Pentru că toate teoriile acestea eugenice, de exemplu, cum că ar trebui să favorizăm o rasă umană, ar trebui să scăpăm de bătrâni care sunt o povară pentru societate, de cei cu handicap, trebuie să-i ținem noi și mai departe, toate aceste teorii aberante sunt rezultatul unor oameni inteligenți. Nazismul, comunismul, dacă ne gândim la Karl Marx și așa mai departe, toate aceste mișcări profund antiumane și care au provocat genocide, deci vorbim de milioane de vieți care au fost luate, pentru că la baza sau în spatele puștilor, până să ajungă să tragă cu pușca, au stat tomuri de cărți
scrise de oameni foarte educați și sofisticate cărți de altfel. Deci de asta spun, educația este foarte bună și ajută mult pe un fond bun. Când oamenii au o paradigmă creștină de a privi lumea și viața și marele beneficiu, asta chiar am studiat mai în detaliu lucrul ăsta că m-a interesat, deci e foarte interesant cum concepția creștină cu privire la om, deci antropologia biblică, a dat umanității cel mai mare bine. Deci tot progresul în diplomație, rezoluțiile ONU de după cel de-al doilea război mondial pentru apărarea drepturilor omului, constituțiile statelor democratice care apără marile libertăți ale omului. Deci toate acestea sunt fundamentate în principiul Imago Dei. Faptul că omul este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Ei, dacă pui această bază și apoi pui educația, educația face minuni. Poate să facă foarte multe lucruri bune. Dacă ai luat Imago Dei, baza asta biblică, și lași doar educația, educația poate deveni poate fi distorsionată și chiar poate să producă mult rău. Deja ați amintit ceva despre devierile care au existat de-a lungul istoriei în direcția de la învățătura, la învățătura biblică cu privire la om, pentru că până la urmă purificarea rasei umane a fost făcută tot de oameni care au acționat împotriva altor ființe umane și alte și alte. Care sunt câteva dintre aceste devieri contemporane astăzi de la această învățătură biblică cu privire la om? Da, cea mai celebră și predată în școli, că tot vorbeam de educație, este evoluționismul. Evoluționismul care spune că printr-un concurs de împrejurări s-a întâmplat totul accidental, în așa fel încât omul a evoluat de la organisme foarte simple spre organisme tot mai complexe, predecesorii noștri fiind primatele, deci venind pe linia aceasta. Este o deviere foarte mare de la mărturia Bibliei vis-a-vis de originea omului, care are implicații. Are implicații, cum spuneam, în chestiuni ce țin de demnitatea umană. Deci fără perspectiva Bibliei, demnitatea umană este negociabilă întotdeauna. Și asta, din păcate, este predată în școli și chiar poate odată ar merita făcut o emisiune, nu știu dacă în cadrul acesta sau într-un alt cadru, pe problema asta a evoluționismului sau mai multe emisiuni, pentru că evoluționismul nu este o știință. Și este foarte important să reținem lucrul acesta. Mulți prezintă creaționismul ca pe un fel de învățătură, așa, teorie pentru cei mai puțin educați, pe când evoluționismul este o știință. Nu, ambele sunt teorii. Și una și cealaltă. Și creaționismul, nici creaționismul nu poate fi demonstrat științific, nici evoluționismul nu poate fi demonstrat științific. Ambele presupun credință. Întrebarea este care presupune mai multă credință și care se potrivește acolo cu elementele care țin de adevărata știință. Și foarte interesant e că atunci când vorbim cu adevărat despre știință, nu este nimic în adevărata știință care să contrazică creaționismul, dar există foarte multe lucruri care contrazic evoluționismul. Și e foarte interesant zona asta. Deci evoluționismul este o abatere, dar mi se pare foarte periculoasă și o văd deja la lucru, că tot acum recent am văzut cum fondatorul Facebook, Zuckerberg, vorbea despre metavers, următorul pas în dezvoltarea tehnologică în care toate app-urile acestea se combină într-una, WhatsApp-ul, Facebook, Instagram, toate se combină într-una și realitatea virtuală se suprapune cu realitatea fizică și avatarurile ajung să înlocuiască persoanele în carne și oase. Deci este foarte interesant ce se spune acolo, dar pe lângă faptul că este interesant, sunt și niște probleme de antropologie, niște semne serioase de întrebare care se ridică, pentru că există această filozofie postumanistă, despre care vă spuneam și pe care am cercetat-o și eu în studiile mele doctorale, care foarte pe scurt spune că omul este materie și atât. Și eu, de exemplu, nu difer dar cu nimic de masa asta din fața mea. Doar sunt o altă formă de organizare a materiei. Moleculele de materie s-au organizat într-un fel și a ieșit masa asta și s-au organizat în alt fel și am ieșit eu și fac trimitere la
ce se întâmplă la nivel subatomic, la teoria corzilor, cum ele vibrează la nivel subatomic și atunci, în urma acestor vibrații, deci e vorba de fizica nucleară, în urma acestor vibrații, materia se organizează, se auto-organizează, atenție, deci singură se organizează, n-are nevoie de cineva din exterior, se organizează în moduri diverse. Acum, asta este o problemă, pentru că dacă omul este materie, nu mai discutăm despre constituția duală a ființei umane, adică el nu mai are și parte spirituală. Și dacă nu mai are parte spirituală, s-a dus tot ce am vorbit până acum, tot eșafodajul acesta legat de demnitate, de personalitate, de conștiință, de unicitate, capacitatea de a lua decizii, de responsabilitate. Și omul devine efectiv un experiment, o continuă devenire, ca asta se spune în postumanism, că el este fluid, așa, ca un râu care tot curge și el devine mereu altceva. Ei, și aici deja ne se aprind beculețe, pentru că așa apar teoriile astea legate de gen, așa dispare ideea că există gen masculin și gen feminin, transgender și toate minunile astea, care nouă ni se par niște ciudățenii și sunt, toate acestea au în spate foarte interesant filozofii. Pentru că nimic din ceea ce vedem la nivelul societății nu apare fără ca înainte să fie niște gânditori. Și oricât de ciudate sau prostești, ni s-ar părea niște lucruri, la fel cum am vorbit de genocid și purificarea raselor și toate acestea și au avut în spate filozofii și pe anumiți teoreticieni, ei bine, și toate mișcările acum astea care țin de transgender și tot ce se întâmplă și căsătorii, cineva s-a căsătorit recent cu un covor. Deci era un covor, l-a înfășurat așa, un covor de 2 metri și au venit și au oficiat, domnule, căsătorie cu un covor și deci s-a ajuns altul cu un copac, altul, deci lumea a înnebunit, zicem noi, dar vin unii filozofi și spun, de ce să înnebunească lumea dacă cel care s-a căsătorit cu covorul nu e nimic altceva decât un covor și el, materie și covorul, materie este și el, doar în forme diferite de existență. Deci iată cum aceste filozofii care nu, sigur, ni se par așa foarte superficiale, dar argumentația lor este destul de complexă și pornesc de la Leucip și Democrit, deci de la presocratici și vin până la noi, trecând prin Baruch Spinoza și vin până în contemporaneitate încercând să demonstreze aceste lucruri. Ei, eu am făcut o mică cercetare în care am încercat să-i contrazic, zic eu, cu un anumit succes, am încercat să apăr adevărul că omul are și parte spirituală, nu doar pe baze biblice, dar și pe baze filozofice. Mai avem doar câteva minute și trebuie să încheiem. Ce ar trebui să facă un om ca să trăiască după parametrii la care Dumnezeu l-a creat? Foarte important să înțeleagă că omul este, și aici sunt de acord cu ce spune Mircea Eliade, homo religiosus. Deci omul este un om religios. Nu poți să trăiești ca om fără Dumnezeu. De aceea unii reușesc să se raporteze corect la Dumnezeu, alții cad în tot felul de simulacre, simulacrii de la idolatrii la până și vrăjitorii, vudu și alte forme de relaționare la transcendent. Deci nu poți trăi fără cineva care să fie mai mare ca tine în afara ta, ai nevoie de Dumnezeu. Ori îl găsești pe adevăratul Dumnezeu, ori o să cazi în capcane. Și pe adevăratul Dumnezeu îl găsim întrupat în Hristos și îl găsim prezentat în Scriptură. Și este singurul Dumnezeu viu și adevărat. Asta este un lucru. Al doilea lucru este să trăim în relații. Ființa umană este, prin definiție, o ființă socială. Deci oamenii care se izolează sau care sunt suficienți sieși ei înșiși, sunt oameni care intră pe o spirală a degradării. Noi suntem toți oameni, dar această umanitate trebuie hrănită, trebuie încurajată să dezvolte. Noi avem o vorbă, știți? Spunem, e om acela, mare lucru e să fii om. Păi nu suntem toți oameni, cum adică mare lucru e să fii om? Deci înțelegem noi că e altceva când spui mare lucru e să fii om decât că toți suntem oameni. Adică ce-a făcut omul acela de-i spui mare lucru e să fii om? Sau e om? A reușit să exceleze în relații. A reușit să facă acest schimb, acest eu și tu despre care spuneam, care te fac să pui în practică niște lucruri din Dumnezeu până la urmă. Bunătate, iertare, amabilitate,
și așa mai departe, da, altruism. Ori dacă tu te-ai izolat, dacă ești egoist, dacă nu vrei să te deschizi în relații, nu poți să funcționezi corect ca om. Deci trebuie să te raportezi la Dumnezeu, trebuie să te raportezi la semeni și aș spune că de să fii om trebuie să ai un proiect. Deci omul nu poate exista static, nu poate să existe ca un animal care cu carpe diem nu merge, doar că trăiește ziua. Cât trăiești ziua, mergi la plajă în fiecare, te saturi până la urmă, nu te plictisești de orice. De asta ai nevoie de un proiect. Omul se îndreaptă către ceva, se îndreaptă către Dumnezeu, de asta trebuie să lucrăm, să fim activi, să plănuim, dar să fim în planul lui Dumnezeu, să fim tot ce facem, spunem noi, să facem pentru gloria lui Dumnezeu. Deci trebuie să avem pentru ce să ne trezim dimineața. Pentru că nu poți să trăiești fără scop. De asta unii oameni care nu mai au planuri, nu mai au scopuri, nu mai simt că vor să trăiască, ați văzut. Deci simt că viața lor este banală și nu mai pot trăi ca oameni. Și atunci își suprimă viața și ajung la sinucidere. Asta este problema. Deci când nu mai poți trăi ca om și ca să trăiești ca om, așa cum spuneam, trebuie să-L găsești pe Dumnezeu și să relaționezi la El. Trebuie să prețuiești pe semeni, să trăiești în relații, să pui în practică umanitatea din tine, dăruind-o celuilalt și primind-o pe celuilalt în tine, cum frumos spune Martin Buber în lucrarea lui foarte cunoscută, Eu și tu. Și trebuie să fii om cu proiecte. Mie îmi plăcea ce spune Andrei Pleșu, că nu trebuie să fim proiecte terminate. Deci când nu mai vrei să faci nimic, tu le ai pe toate, tu știi tot, tu ți-ai făcut tot, deci oamenii aceștia a tot suficient, nu, lasă acolo. Proiect în devenire. În devenire, mai avem ce învăța, mai avem ce face, mai... Deci... Da. Da, mulțumesc mult. Trebuie să continuăm discuția despre antropologia biblică și implicațiile ei în perioada de astăzi. Mulțumesc pentru participare la emisiune, mulțumesc tuturor celor care ne-ați urmărit și cred că cele trei elemente enunțate pot să fie și concluzia emisiunii pentru noi toți. Recunoaște-L pe Dumnezeu, trăiește în relații și definește-ți scopuri nobile. Aceste lucruri ne vor ajuta să fim ceea ce Dumnezeu a intenționat. Ființe cu un scop creat pentru a fi de folos celor din jurul nostru și pentru a-L glorifica pe Dumnezeu care ne-a creat. Vă doresc tuturor o seară bună, fiți oameni, este mesajul acestei emisiuni și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.